Când am fost la închisoare, era cu mine un țăran, un vieț țăran credincios, nu avea nicio cultură, știa să citească, el își citise Biblia lui, altceva decât Biblia nu citise în viața lui, însă el era cu credință. Dar erau cu el în închisoare membrii academiei, scriitor, oameni mari ai fostului regim, profesor, tot felul. Și țăranul acesta era el umil, dar căuta să le spună la deștepții ăștia despre Dumnezeu, de ăștia îl baciocorea. Și le spunea, dar domnilor, eu îl aud pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu îmi vorbește. Uite, eu acum n-am Biblie, noi n-aveam Biblie. Dar Dumnezeu îmi vorbește și eu îl văd pe Domnul Iisus. Nu-l văd, știa să spună, nu-l văd cu ochii ăștia, uite așa cum vezi. Dar există și o altă vedere, uite, închideți ochii acum, vă rog, închideți ochii. Uite, eu închizând ochii, eu pot vedea acum pe băiatul meu în fața mea, uite, văd pe noră mea, uite, văd nepoțica mea, uite, văd nepoțelul, fiecare din noi putem vedea, nu? Ținând ochii închiși, putem vedea. În vis vedem atâtea lucruri, există deci altă vedere decât aceasta. Și țăranul explica profesorilor, eu îl văd pe Domnul Iisus, eu îl văd, îmi vorbește, îl văd. Și un profesor bagiocoritor, cum, domnule, dumneata, vrei să-ți bagi joc de noi toți, îl vezi pe Iisus? Sigur că îl văd. Cum arată Iisus? Cum se uită la dumneata? Se uită mânios, se uită foarte serios, se uită așa respingător, zâmbește. Și țăranul a răspuns, de multe ori îmi zâmbește. Dumitale zâmbește, Domnul Iisus, uite, sunt atâtea popi închiși aici, nu le-a zâmbit la niciunul, e episcop închis, nu nimic, și te-ai nimerit dumneata țăran, că dumneata zâmbește, dumitale zâmbește Iisus. Îți zâmbește Iisus, îmi zâmbește. Arată-mi cum îți zâmbește Iisus. Asta a fost una din cele mai mari epizoade care le-am trăit eu în viața mea. El a spus, domnule profesor, vreți să vedeți cum zâmbește Iisus? Vă voi arăta. Și fața lui s-a iluminat o lumină care nu era de pe pământul acesta. De câteva ori am văzut asemenea fețe. Și a apărut pe buzele lui un zâmbet așa de suav, așa de frumos. Era atâta iubire, era atâta dor ceresc în acest zâmbet, dor după mântuirea sufletului acelui cu care el stătea de vorbă. Era atâta foc, era atâta și tristețe despre starea sufletului acestui, o umbră de tristețe, dar iarăși speranță că zâmbetul acesta nu va fi în zadar. Am văzut multe zâmbete frumoase și la bărbat și la femei. Niciodată n-am văzut un asemenea zâmbet, nu era un zâmbet de pe pământ. Profesorul s-a uitat la el și a spus, aveți dreptate, zâmbetul dumneavoastră arată, vă zâmbește Iisus, vă zâmbește Iisus. Există și așa ceva. Există credință care este reală, care este davar, care este davar, lucru real, care nu este numai vorbă. Un Crăciun care este, s-a întâmplat ceva, a fost un Crăciun când s-a întâmplat ceva. S-a născut un bebeluș venit din cerul, a existat un asemenea Crăciun. Și de ce ar trebui să fie Crăciunul nostru numai obraz frumos și numai cor și numai cântece, deși și acestea sunt valoroase, și numai rugăciuni? Și n-ar fi lucrul acesta. S-a născut bebelușul, în mine s-a întâmplat. La o anumită dată s-a născut bebelușul și de atunci el crește în mine, trăiește în mine. Asta înseamnă ai produce bucurie lui Iisus. Câtă bucurie are Iisus de cei care jertfesc viața pentru el? Acum vreo două săptămâni, în orașul Isic din Rusia, au descoperit o tipografie clandestină ascunsă a bisericii baptiste de acolo. Și misiunea noastră, noi ne ocupăm cu asta, să introducem clandestin tipografie acolo. Ne reușim să introducem tipografie. Și după mulți ani au descoperit 25.000 de Biblie erau gata tipărite, 4 tone de hârtie și așa mai departe. Dar timp de ani a lucrat tipografia aceasta. Frații aceștia poate pentru totdeauna vor dispărea acum în închisoare. Fete tinere, băieți, prin ce or fi trecând, cum i-o fi torturând, cum i-o fi chinuind ca să spună cine le aduce hârtie, cine a luat Biblie, ce să face, de unde, ce i-o fi chinuind, Dumnezeu știe ce fel de Crăciun trec ei. Dar fețele lor strălucesc, ei au vrut să servească acest bebeluș divin crescut de Crăciun cu Maica Domnului. L-a spălat, a adus apă, a cărat, l-a pus în scutece. S-a născut bebelușul ăsta divin, trebuie să fie un serviciu lui. Și îngerii au cântat o veste bună,
Dar dacă numai îngerii ar fi cântat la Betleem acum 2000 de ani, voi n-ați fi știut de veste bună. Ar trebui și altul să vină, și altul, și altul, vestea asta să se ducă. Și dacă este interzisă, o facem în ciuda interzicerii. Și acum, frații noștri aceștia, voi cântați din instrumentele acestea și ei cântă. Când erau frate în închisori în România, și ei cântau. Și cântau cu instrumente. Noi la închisori totdeauna am avut instrumente. N-am avut mandoline, n-am avut pian, n-am avut orgă, dar am avut lanțuri de mâini și de picioare. Și cântam cu lanțurile acestea. Precum trec stelele strălucitoare, clinclang, 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 de raza soarelui dimineața, clinclang, clinclang, clinclang. Și aveam și orchestră, aveam și orchestră. Când eram mai mulți împreună, unul avea un lanț care era fier curat, altul avea un lanț fier amestecat cu un alt aliaș, altul avea fier curat, altul era ruginit de acum, altul avea lanț mai lung, altul avea lanț mai scurt și fiecare lanț dădea un alt ton. Și am avut fel de fel și era orchestră frumoasă, frați care suferința lor, suferința lor, o dăruiesc lui Dumnezeu. Aici mai am un pușcăriaș acolo și de acolo și tate din gură. Îl știți care este pușcăriaș. Ia scoală-te pușcăriaș, să te vadă, frate. Hai, scoală, 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 nu-ți fii rușin. Uite cum se uită înapoi. Scoală-te. Ăsta-i frate. El știe ce este Crăciunul în închisoare. Crăciunul în închisoare. Și Dumnezeu spune în Scriptură, nu mai poate de bucurie când vede copiii ai lui care se dăruiesc. Acum nu toți trebuie să stea la închisoare. Eu în America am încercat să mă duc la închisoare pentru Hristos, să fiu închis pentru Hristos. M-am dus la un polițist și am spus, domnule, să știi că eu cred în Hristos și spun la toată lumea să creadă în Hristos. Mi-a răspuns, aleluia, și eu sunt credincios. N-am ajuns la închisoare. Însă sufletul trebuie să fie gata. Trebuie să fie gata să se jertfiască. Ăsta este Crăciunul, serviciul, jertfa în slujba Domnului. Și jertfirea poate să fie în lucruri așa de mici. Nu trebuie să mergi la închisoare, nu trebuie să mergi la moarte. Nu trebuie să mergi la moarte. Unde locuiesc eu este așa, e jos și este un etaj sus. Și eu de sus îi strig nevestei mele de jos, Bințea! N-a auzit. Strig mai tare, Bințea! Și era nepoțica mea lângă mine, zice, o, papa, să nu mai strigi așa că nu-i frumos. Zic, dar de ce nu-i frumos? Zice nepoțica, sperii îngerii și pleacă. Nu-i voie să strigi tare. Ce-am învățat? Ce-ar fi de dragul Domnului Iisus, de dragul Crăciunului, să hotărăști să strigi la nevastă ta cu o notă mai jos? La copilul tău, la mama ta, la cine o fi, o notă mai jos. Dumnezeu, ceea ce apreciază El este iubirea. Iubirea, nu? Iubirea îndelung răbdătoare. Iubirea care îndură toate. Știți că spune în 1 Corinteni 13? Păi poți și să rapți dacă nevasta nu răspunde la primul strigăt. Nu înseamnă că al doilea trebuie să strigi mai tare. Trebuie să strigi tot pe tonul acesta. Dragostea. Trebuie să fie sinceritatea aceea. Fiecare cuvânt să fie cu un conținut adânc. Nu vă pot spune împrejurările cum, dar am asistat la o slujbă a uneia din un conducător al bisericii clandestine rusești. Am fost la o slujbă, unul din conducătorii cei mai mari ai bisericii clandestine. Și acolo e underground, cum se spune în englezește. Biserica e prigonită. Există și o biserică oficială, există și biserici așa care se adună prin case, în fine. Și am asistat și când a spus păstorul atâta, în timpul rugăciunii, în numele Tatălui, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, erau toți în lacrimi. Că era davar, era lucru real, el nu spunea cuvinte. Când a spus Tatăl, toți deodată am simțit drama aceasta. Băiatul meu, timp de 14 ani, n-a avut un tată. Tatăl era la închisoare. Tatăl nu era. Un tată care era depărtat și când a spus el în numele Tatălui, dar noi suntem așa de departe de Tatăl, Tatăl e în cer și noi suntem așa încă în păcat.
dar și în numele Fiului. Fiul a venit de la Tatăl ca să ne mântuiască. Și parcă se răduceau fețele. Uite, nu e numai Tatăl depărtat, e un Fiul care a venit și a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care s-a sălășluit în noi ca să facă lucrarea asta de mântuire, să ne ducă înapoi la Tatăl. Asta îi place lui Dumnezeu. Asta îl bucură pe Dumnezeu. Când este o realitate, o realitate. Aducea pe un păstor, îl bătuseră, sângera. Și l-am spălat, misel așa. Și cum l-am întrebat, frate, a fost tare greu. Și el a răspuns, de ce să spui că eu am suferit greu? Mă gândesc la ce a îndurat Hristos pentru mine. Nu se gândea la suferința lui. Se gândea la ce a îndurat Hristos pentru el. Acum știu că toți din România veniți, orice acomodare durează, nu e ușor la început. Nu ai nici banii care trebuie, nici locuințe care trebuie aici, trebuie și mașină, trebuie aia, trebuie... Și întotdeauna fel de greutăți materiale. E greutăți de adaptare la o nouă cultură, la o limbă. Și până fiecare are, tinerii au necazurile lor, fata pe care ei o iubesc nu iubește, sau băiatul care ei ar vrea să se căsătorească nu vrea, și în căsnicie sunt dificultăți, și fel de chestiuni și turburări sufletești de toate acestea. Și câteodată suntem atât de apăsați să ne gândim, dar cât a îndurat El pentru noi, cât a îndurat El pentru noi. Și era omul acesta, un altul, îi se plângea, uite ce ne fac, uite cum ne bat, uite cum ne schingiuiesc, uite ce oameni răi sunt. Și el, bătutul, a răspuns, eu n-am întâlnit niciodată pe un om mai rău decât mine însă. Pe mine, auzi un cuvânt foarte îndrăzneț care l-am auzit. El a spus, pe mine, într-un fel, Iisus m-a păcălit. El mi-a spus că mergând pe calea lui, o să am de purtat o cruce grea. Nu e adevărat. Crucea mea nu este grea, pot să o port cu cântec și cu bucurie. E când vede un asemenea spirit Dumnezeu, atunci se bucură și este adevărat bucurie de Crăciun. Și acum termin spunându-vă numai, acum vin la Manase, că cu asta am început și despre Manase am citit. Predicele mele sunt totdeauna foarte scurte. Acum începe predica, ce a fost până acum a fost introducerea, prologul la predica. Acum vă spun predica. Acum să vă spun despre Manase. Manase înseamnă în limba ebraică, Manase înseamnă în limba ebraică, cel care face să se uite. Sau cum se spune în termen medical, poate ați auzit, produce amnezie. Amnezie înseamnă uitare. Manase a făcut multe rele în viață. Un rege care a adus păcat asupra unui întreg popor. Dar știa cum să producă amnezie, cum să producă uitare. Prin faptul că s-a pocăit la un moment dat, s-a smerit, s-a rugat lui Dumnezeu, a cerut iertare, a dobândit-o și a devenit un cu totul alt om. El a introdus iarăși serviciul divin adevărat la Dumnezeu. Și când faci lucrul acesta, când te pocăiești, viața voastră o fi fost cum o fi fost. Multe Crăciunuri care erau numai formă. Dar dacă acest Crăciun unul, și nu așteptați 25 decembrie, dacă astă seară e hotărârea aceasta, ca cu foc, cu dragostea toată, să servești pe Cel care a venit pentru noi din ceruri, atunci tot ce a fost, ai produs uitare în cer. Nu se mai aduce aminte de nimic. Dacă tu astăzi te pocăiești, dacă tu astăzi îl primești pe Iisus, așa cu dragostea, cu dragostea cu care Maica Domnului l-a iubit, cu care Maria Magdalena l-a iubit, cu care Ioan l-a iubit, de ce să-l iubim cu dragoste mai puțină? Mie nu mi-a plăcea să am o nevastă care să spună, e bărbatul meu, ce să zic, îl iubesc. Nu mi-a plăcea. Dar ea când spune că mă iubește, trebuie să fie obrajilor ei, să ardă, să se vadă, să lucire pe fața ei, pe cum e bărbatul ei. Nu? Maica Domnului când vorbea despre Iisus, cum vorbea despre El? E când ne întoarcem din toată inima la Iisus, se produce la Dumnezeu o uitare. Uitare. Dacă tu astăzi, în felul acesta, îl primești pe Iisus, să zicem că peste câteva zile, peste un an, peste 10 ani vei muri și vii la judecata lui Dumnezeu, te întreabă cum te numești. Elena Gheorghe. Și pe tine cum te numești? Ion Marine. Ia, înger, aduceți-mi catastiful, aduceți-mi registru, vezi să fii la G, Gheorghe, și să fii la M, Marinescu, să mi-ai aduci încoace. Cum ai zici că te cheamă? Elena Gheorghe. Și tu începi, Doamne, iartă-mă, uite,
am făcut ce aia, am făcut ce aia. Nu avea nicio grijă, la mine scrise toate. Poți să taci. Și deschide el. Cum zici că te cheam? Elena Gheorghe. Unde te-ai născut? La Craiova. Uite aici, Elena Gheorghe. Uite aici. Pagina e albă. Ce-mi povestești tu mie că ai făcut păcat? Nu există aici niciun păcat scris. Aici nu există să lipsească. Păi cum, Doamne? Dar uite că am mințit. Uite că m-am mâniat. Uite că am fost necurat. Uite că... Mă, tu ești asta, Elena Gheorghe, din Craiova. Când te-ai născut? 24 martie 1920. 24 martie 1928, e, tu ești așa, nu scrii nimic din toate astea, ia lasă-mă cu basmele astea. Păcatele sunt uitate, uitate, nu mai există nimic din toate acestea. În Biblia noastră scrie despre Manase că a făcut așa și așa. Dar spune în Daniel, citiți tot Daniel și o să găsiți, spune cuvântul, cartea cu cuvântul adevărului. Știi că este la Daniel, asta e o altă carte decât cea de... În cartea din cerul nu scrie despre niciun păcat al lui Manase. La noi scrie pentru învățătura noastră. Dar la el s-a produs iertarea și uitarea. Poți să faci pe Dumnezeu să uite. Eu știu, eu sunt un tată, sunt un bunic. Nipoțelul meu a făcut ce a făcut. Un cuvânt bun, dacă spune, nu? Tot ce a făcut, așa totul este șters. Întoarceți-vă la Dumnezeu cu asemenea sinceră pocăință. Chiar dacă sunteți pocăiți, vă puteți întoarce cu sinceră pocăință. Și veți produce la Dumnezeu o asemenea uitare. V-am spus că cu asta termin, dar n-am zis că cu asta sfârșesc. Vreau să vă mai spun încă numai un lucru. Numai atâta vreau să mai spun. Dar asta va fi sfârșit. Vreau să vă spun numai că... Cum era în România altădată, era o țărancă mai săracă și vrea să-și cumpere și ea un petic de pământ, o vacă, ce să facă, avea o fată tânără de vreo 17-18 ani, să o ducă la București, cum era obiceiul pe atunci, să o pun servitoare undeva, să câștige un ban, să-mi trimită banii și încetul cu încetul o să cumpăr ceva. Și fata, foarte istiață, repede a băgat de seamă la București că o fată frumoasă poate câștiga mai mult nelucrând decât lucrând. Și într-adevăr a reușit și a ajuns să aibă blânuri și inele și automobil la scară și casă frumoasă și covoare și toate cele, fără să muncească. Și baluri și distracții și în vâltoare asta a uitat cu tot de mama ei țăranca aia dintr-un sat din Oltenia, ce nu trebuie. Și iată, după ani de zile, odată i-a venit amintirea. Dar mama, ce mai fi făcând? Cum de-am uitat cu tot? Nici măcar nu i-am scris. Dar poate că a murit, poate că e bolnavă. Și a plecat în sat la ea și a ajuns în sat noaptea. A sărbătut ulițele satului. Dă să deschide poarta casei. Spre marea ei mirare, poarta era larg deschisă. Ori ea știa, mamele știu cum sunt bătrânele, grijulii, să încuie poarta, să nu vină cineva. Cum de-i poarta așa larg deschisă noaptea? Străbate curtea și la fereastra unde știa că doarme mama, era lumina mare aprinsă, dar știa, mama economă, să stingă lumina. Nu exista așa ceva, noaptea să ardă lumina. Și când trece pragul, de sus, glasul mamei, Ioano, tu ești? Da, mamă, eu sunt, dar de ce-i poarta așa mare deschisă la tine noaptea? Ce este doctorul, popa, ce s-a întâmplat? Ce este poarta la tine așa larg deschisă? Fetița mea, de când ai plecat, de 6 ani, poarta nu s-a mai închis. Mama, dar de ce este lumina așa mare aprinsă la tine? Fetița mea, de 6 ani de când tu ai plecat, lumina nu s-a mai stins. O inimă iubitoare de mamă te aștepta. Și fiecare din noi, poate am întristat pe Dumnezeu, poate i-am zdrobit inima de durere, cum scrie aici, poate l-am obosit, cum am obosit și pe oameni, poate a fost urât, l-am îndurerat. Dar poarta, atâta vreau să vă spun, eu am găsit poarta larg deschisă când m-am întors, larg deschisă. Am găsit lumina mare aprinsă. Mama noastră, Ierusalimul Ceresc, m-a așteptat. Iisus pentru mine și-a dat viața, pentru mine a plâns în Ghetsemani, pentru mine a vărsat sânge și după ce s-a înălțat la cer, tot nu m-a uitat. Toți anii mei de păcat,
El a stat și a mijlocit la Tatăl pentru mine. El e prietenul meu și e prietenul fiecăruia dintre voi. Și dacă astăzi este ziua unui întoarceri, poate primi întoarceri, sau unui înuire a dragostei, să uităm, Iisuse, ce a fost. N-am fost ucenic, n-am fost uceniț așa cum trebuiam să... Dar astea toate, Doamne, nu pot să fac și eu ca Manase, dăm arta asta lui Manase, să fac să se uite în cer tot ce a fost. În clipa aceasta se va uita și va fi cu adevărat un Crăciun, un Crăciun. Și dacă vei încerca să-i mai amintești lui Dumnezeu ce ai făcut, Dumnezeu se va uita în carte și zice, nu, ce să fac cu asta, ce prostii vorbește ea că a făcut. Dacă nu scrie la mine în carte, n-a făcut, nu, n-a făcut. Totul șters, totul uitat, producem amnezie la Dumnezeu. Dacă știam ceva mai bun, v-aș fi spus ceva mai bun. Credeți-mă că v-am spus cu toată iubirea, eu am vârsta de 75 de ani, am trecut prin multe și la fiecare predica mea mă gândesc că s-ar putea să fie ultima. Nici nu știu dacă o termin, am trecut prin multe. Și caut să pun toată dragostea să fie ca să primiți tot ce este mai bun. Și dacă cuvintele nu au fost destule, uitați-vă la inima unui om care vă iubește cu adevărat și dorește binele vostru. Dorește ca pagina din carte să fie albă în ceea ce privește relele și să fie înscris acolo numai dragostea voastră și serviciul credincios pe care îl aduceți lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi pe toți. Amin. Dacă v-a plăcut acest mesaj, dați like și subscribe. Te invit să urmărești episodul următor în care Richard Wurmbrand va predica despre a fi născut misionar. Dând un share, sunteți o binecuvântare pentru cineva.